Steaua București a învins pe Aste Tricolor cu 6 la 0 într-un meci din etapa a 28-a a Ligia 4 la fotbal. Elevii antrenați de Marius Lăcătuș au condus la pauză cu 4 la 0 prin golurile marcate de Medeiros, Răzdan de două ori și Caetano. Cu apărare pe două linii, oaspeții au încercat să mișoreze proporțiile dezastrului și astfel după pauză roșii albaștri au reușit să mai marcheze doar de două ori prin Margarit și Medeiros. Succesul cu 6 la 0 asigură stelei locul întâi la finalul sezonului regulat și va juca în play alături de Carmen București, Progresul și din Dinamo. A fost un meci greu, o echipă care s-a pus pe două linii, ne creează probleme echipele astea pentru că noi avem un, un joc mai rapid din pase, trebuie să-i desfacem mai mult, dar până la urmă e bine că am câștigat. În penultima etapă Steaua va juca în deplasare cu Comprest Gym vineri 17 mai.